seara și am revenit din nou la online. Așa. La iată, online. Ștefania, spune așa, că dacă pe A împărțim la B, câtu-i 3? Ce vrea să ne spune autorul dacă A împărțit la B de câtu-i 3? Ce înseamnă asta? Adică... De împărțitul A, da, egal cu împărțitorul B, ori 3, da, ori câtu-i 3. Adică putem să facem... A egal cu? A egal cu B ori 3. Ori 3. Da. Da? Fără da, rest. Da? Deci de aici se traduce așa. Că A egal cu B ori 3 sau 3 ori B. Da. 3 ori B. Și la cealaltă este 5 ori... O traduc. Cu Ștefania vreau să discut. Acum pe ce îl împărțim la B? Da. Adică de împărțitul C egal cu? Adică... C-ul C egal cu, B. B ori 2 plus 7. Da. Plus restul 7. Asta este. Deci C egal cu B ori 2 plus 7. Deci, avem așa. Că A plus B plus C, toate cele trei numere adunate, fac 61, nu? Apoi, avem că A este de 3 ori B. Da? A-ul e de 3 ori B. Iar C-ul adică este dacă de... știm A, știm și B-ul. Sigur da, că da. Și C-ul este de 2 ori B. De 2 ori B. Uite, C-ul este de 2 ori B. 2 ori B. 2 ori B. Plus 7. De 2 ori B plus 7. Atenție! Noemi, vreau să mă ajuți acum și cu Ștefania. Profităm de faptul că Ricky nu este aici. Profităm de faptul... Și noi facem problema până vine el. Da. Lăsăm să dea acolo. Dacă el așa crede că e frumos, îl lăsăm să și înregistrează, să afle tata. Da, asta vedem. Tata, noi. Deci A plus B plus C egal cu 61. Da? Vreau să fii serios, că da, când ne jucăm, ne jucăm, când suntem serioși, suntem serioși. Deci suma numelor A plus B plus C este 61. A-ul e de 3 ori cât B-ul. C-ul e de 2 ori cât B-ul și mai are și ceva în plus. Facem cu segmente? Putem să gândim și așa. Deci, A-ul este de, de 3 ori B-ul. Deci punem pe B așa. B-ul odată, da? B-ul. A-ul este de 3 ori B-ul odată, încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. De 3 ori B. Ăsta este A-ul. Da. Da? Deci A-ul e de 3 ori B-ul. C-ul este de 2 ori B-ul. Deci C-ul este de doar de adică 2 ori B-ul. Uitați așa. Și încă ceva mare în plus. Mare plus 7. Plus 7. Mare în plus 7. Da. Și totalul este de 6. Și totalul puteți este... Puteți face acolo. Da? Da. 60. Așa, am făcut în cer. Tu voi propune să fie așa, da? Așa facem la școală. La școală. Da. Totalul este de 60. Poți spune 61. Poți spune 61 minus 7. Da, dăm pe ăsta micuț deoparte, da, să găpăm da, el, da? Și ne dă 50 și... Deci facem prima operă 61 minus 7 și face 54. Cât? 54. Și 54 împărțit la 1. 54 împărțit la 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6 bucăți. Da, să aflăm pe B. Ca să aflăm în B. Da, ca să aflăm de exact, 54 împărțit la 6, este egal cu 9, 6 ori 9, 54. Da. Deci una singură... B egal 9. B egal cu 9. Deci A este, deci A este de 30. A este de 3 ori 9. 3 ori 9. Deci 27. 3 ori 9 egal cu 27. Și C-ul este... C-ul este egal cu 2 ori 9 și 18. 2 ori 9 plus 7. Plus 7 face, da? 25. 2 ori 9, 18 plus 7, 25. 25. Deci iată că am aflat cele trei numere. A este egal cu 27. B egal cu 9. Și C-ul egal cu 25. Și C-ul egal cu 25. Iată cele trei numere A, B, C aflate. Care, unde ți s-a părut problema interesantă? Atunci când... Poate că la...
Așa ne zice, ce e egal cu de 2 ori b plus 7? Am și tradus noi da, asta. Da, și că trebuia să împărțim la 7, pentru că erau... Bine, deci ideea aceea că să scădem din 61 pe 7, da, care este în plus față de segmente legale, da, este esențială. Da. Scăpăm de ce e în plus. Da. Da? Și atunci am scăzut din 61 pe 7 și de la 54 împărțim acum la 6 ca să aflăm un singur segment. Și iată că am reușit să aflăm un singur segment. B-ul este cât 9, A-ul este de 3 ori 9, 27. Da. Iar C-ul este de 2 ori 9 plus 7, 25. Da. Dacă le adunăm, ne dă 61. Facă mult sigur 61. Da, am făcut acum și da? Noeme, unde ți-a plăcut problema? Când spunea că B-ul este... A-ul este de 3 ori mai mare decât B și că... Deci, de fapt, teorema împărțirii cu rest, hai să spunem. Aici n-am avut rest, Noemi. Aici n-am avut rest, n-am mai adăugat nimic. Aici am avut, în schimb, rest și am pus restul. Mai putea să fie foarte tare, ușor de înțeles, că B-ul trebuie să fie mai mare, B-ul mai mare decât 7. Că împărțitorul trebuie să fie mai mare decât restul. B-ul cât ne-a dat 9? 9. Da, e deșteaptă treaba. Dacă obțineam un B 3 sau 4 sau până în 7, era o greșeală. Da? Era o greșeală. Abia când am obținut că B-ul a fost 9, am fost mulțumit. De la 7, de la 8 încolo trebuia să fie B-ul. Da? Deci, important este în toată povestea asta, Ștefania, teorema împărțirii cu rest. Vreau să fie, faci și tu cu segment, așa, toată povestea asta, da? Deci să fie... Mă, uite și la cealaltă să văd. Ia să vedem și acolo. Vreau și eu acolo. Da, o spun și pe asta. Da. Că da, 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 da. Poți să spun? Da, te rog. La un concurs se acordă 8 puncte pentru fiecare răspuns corect și se scad 2 puncte pentru fiecare răspuns greșit. Fiecare concurent trebuie să răspundă la câte 25 de întrebări. Ionuț a obținut 160 de puncte, iar Elena 150 de puncte. Aflați câte răspunsuri corecte și câte răspunsuri greșite a dat fiecare dintre cei doi. Deci, mai spun o dată? Da, le luăm din nou, te rog. La un concurs se acordă 8 puncte pentru fiecare răspuns corect. Deci, răspuns corect, 8 puncte. 8 puncte. Și se scad 2 puncte pentru fiecare răspuns greșit. Răspuns greșit? 2 puncte se scad. Minus 2. Minus 2 puncte. Pierde 2 puncte, da? Da. Fiecare concurent trebuie să răspundă la 25 de întrebări. Deci, cei care... cum se numesc concurenții? Ionuț și Elena. Ionuț și Elena. Trebuie să răspundă la câte 25 de întrebări. 25. Și 25 au, nu? Fiecare 25 de întrebări. Așa. Ionuț a obținut 160 de puncte. Deci punctaj. 100 cât? 160. 160 de puncte, Ionuț. Iar Elena 150 de puncte. 150 de puncte. Aflați câte răspunsuri corecte și câte răspunsuri greșite a dat fiecare dintre cei doi. Foarte așa. Tare, foarte tare. Să luăm pe Ionuț. A, păi sunt 20 și... Păi trebuie să aflăm maximul la răspunsurile corecte, care... Adică, de exemplu, să spunem că a dat răspunsul corect și așa, ca să vedem, ar trebui să facem 25 ori 8. Deci, dacă Ionuț ar fi răspuns corect la toate întrebările, toate 25, deci, 25 1, 2, 3 și așa mai departe, până la 25-a, 1 până la 25-a întrebare, și dacă ar fi obținut câte 8 la fiecare, 8, deci ar fi avut șansa să fie câte 8 la fiecare, ar fi dat?
cât ar face? Ar fi 8 ori? 8 ori 25. 8 ori 25 egal cu? 5 ori 8. Hai să vedem. 40, din 4, se din 4. Roscheu 4 vețin. 8, 8, 16, 16 și cu 4, 20. 20, da. De 4 ori câte 25 face 100 și iar de 4 ori câte 25 face 100. 100 și cu 100, 200, da? Deci, fac 200 de puncte. Dar el n-a obținut 200 de puncte. Cât a obținut în mod? 160. Deci, a greșit... 160 de puncte. Deci, practic, faptul că... Cât a greșit? Păi da. Cât a greșit 40. Deci, 200 minus 160. El obține 160 de puncte, da? Da. Dar trebuie să înțelegem, din 200, dacă scădem pe 160, 160, aflăm, ne dă 40 și... A pierdut 40 de puncte. Da. Atâta a pierdut. Și întrebarea este aflați câte răspunsuri corecte și câte răspunsuri greșite a dat fiecare dintre cei doi. Păi la primul a dat 40 de răspunsuri incorrecte. Nu 40. A, nu 40, nu 40. A pierdut 40 de puncte pentru că a dat și răspunsuri greșite. Da. Dacă n-a dat răspunsuri greșite, pierde 2 puncte. Hai că e tare problema. În loc să câștige 8 puncte, el pierde 2. Deci, practic, din punctaj, hai că e frumoasă, tare de tot. Deci, în loc să câștige 8 puncte, pierde 2. Deci, practic, cum facem? Hai, Ricci, hai cu mine, Ricci, hai și mă ajută. Hai că el își face tema, ai ușor. Lasă, își face tema, dar problema asta e așa de frumoasă. Eu nu mă liniștesc până când o facem. O facem sigur. Deci atenție multă. Problema e foarte tare. Fetelor, facem, nu vrea să ne ajute, facem noi. Gata. Ne gândim acum tare de tot. Deci în loc să câștige 8 puncte, pierde 2. Da. Deci practic, la un răspuns greșit, în loc să-l ducă în față cu 8 puncte, duce cu el minus. Vine cu 2 înapoi și, de fapt, 10 puncte ar pierde, eu zic. De ce? De ce? Aici e problema. Aici de ce? Pentru că în loc să se ducă 8 puncte, el, să spunem, a ajuns la un punctaj. Și acum, la următoarea întrebare, în loc să câștige 8 puncte, dă un răspuns greșit aici și să-l duci 2 înapoi. Deci pierde, în loc să-ți duc la un câștig, pierde 10. Pierde 10 puncte. A, da. Deci asta e șmecheria. În loc să avanseze de până aici cu încă 8 puncte, îl dă înapoi. Greșeala, cu 10 puncte. Și asta de... Și asta de 4 ori... De 40. Pe 40 de puncte el nu îl atinge. Înseamnă că 4 probleme nu dă greșit? Da. Că așa ar veni câte 10 puncte. Atunci 40 pierde. Atunci 40. Da, și asta înseamnă că v-a dat 120 de răspunsuri corecte și... Nu 120. A dat din 25 de întrebări. Da. A dat 20. A dat cum vine acolo, domn? Păi are 160 de puncte. E 160. Și din 160, 120 le dă corecte. Nu 120. Și 40 le dai? Nu, că din 200 a pierdut, din maxim posibil a pierdut 40. Deci rămâne cu 160. Câte să fie corecte și câte să fie greșite? Aici e problema. Hai să zicem că ar fi dat 20 corecte. Presupunem că a dat 20 corecte. Deci presupunem că a dat 20 corecte. Da? Presupunem că a dat 20 corecte. Atunci... 21.
Atunci cât ar fi fost? 20 ori 8. 20 ori 8? Da, păi ori 8 puncte. La cele, la fiecare corect? Da, da, da. 20 ori 8 și ne dă 160. Ne dă 160. 21 corecte. Deci 21 corecte trebuie să fie. De ce 25 minus 4. Ai scăzut din 25 pe 4. Pe 4 acela de pe care bănuim noi, nu? Așa. Deci 21 corecte să mergem. Dar de ce să lucim raționamentul până la capăt? Dacă ar fi așa. A. Atunci 5 greșite. Da, 5 greșite. Și... pierde 5 ori 2 egal 10. Și din 160 scădem pe 10 și ar da 150. 150 corect. 150 ar da punctajul lui, dar este 160. Nu-i bine. 21. Atunci 21. Mărim ăla, numărul ăla corecte. Da. Da? Deci, e foarte tare problema. Vreau, fetelor, amândouă să fiți lângă mine. Păi aici facem 21 ori 2 acum. Ia să vedem. 21, 20, presupunem, mergem cu varianta, mărim cu una, da? Da. Presupunem că avem 21 ori 8, 21 ori 8, și face cât 21 ori 8? Face 168. 168 de puncte. Da. Și, și câte sunt de la 21? De la 21 până la 25, câte mai sunt? 4. 4. Deci 4 ori 2, da, pierde, 4, da? 4 ori 2 fac 8. Și din 168 scădem pe 8. Și ne dă. Asta e, fain! Și după cealaltă o știu și pe cealaltă. 168 minus 8 egal 160 puncte. Deci, 8 le dă... stați. Deci obținem câte? 8. 8. 8 sunt bune, da? Nu, 8, 21 sunt bune. Da, și 8 sunt greșite. Și 4 greșite. Că le conduce pe respect la problemă. Cealaltă. Da? La cealaltă cum ar veni? Păi... Dar cine spune problema? Cealaltă, Elena a obținut 150 de puncte. Da. Facem 200 minus 150. Deci 200 și ne dă 50. Deci asta e poata. Dar tu, 200 da? Din punctajul maxim. A. 200 minus 100. 50 și ne dă 50. Și face 50. Și acum 25 minus 5. La 50 împărțim la 10. Da. Știți cât și 25. Deci la 10 că el în loc să câștige 8 puncte, pierde 2. Da. Deci balansarea este de 10 puncte. Da. A, da. Acolo și acum 50 împărțit la 10 fac 5. Și astea 25 5 minus greșite 5. Sunt. 25 5 greșite. 25 minus 5, nu? Da, 25 minus 5 și ăla e greșite, 20 sunt bune. Da, da. Deci, deodată, răspunsul este Elena. Elena, 20 corecte. Și 5 corecte. Greșite. Da. Și atunci? Și acum nu credeam. 20 ori 8. 20 ori 8. Fac 160. Dar pierde? Pierde 5 ori 2. Pierde, da, și egal 10. Și numai bine, de 150 căzut 10, fac 160, 150 de puncte. Perfect! Ne-am dus, n-am mai încercat aici. Că am prins mecheria aceea de 10 puncte, în loc să avanseze, pierde, da? Gata, ne oprim. Da. Bine, dragilor, la revedere. Noi ne-am deschis probleme foarte tare.